Ok, da, iar începe să uh, se descarce prea repede, mercur retrograd, evident, începem să simțim. Da, deci am senzația că veți spune, eu am soarele descoperit în mine, eu îmi cunosc valoarea, îmi cunosc uh, potențialul, am multe victorii la activ. Oferta, oferta cu care vii nu este suficient pe măsura suficient de bună pe măsura potențialului meu, pentru că știu că pot să strălucesc, pot să conduc, apropo, soarele este mai presus de toți regii, de toți împărații, pot să conduc, pot să fiu un, un, lider, pot să strălucesc la locul de muncă, în casă, în familie, în societate. Deci ceea ce mi ofer tu nu este suficient pentru că tu vii cu niște reguli care s-ar putea să nu corespundă nevoilor sau, în fine, stilului meu de a acționa. Eu am deja victorii și îmi cunosc valoarea. Și totuși, undeva prin martie, pe la sfârșit, veți, Veți prelua energia acestui rege de băte. Începeți, în cazul în care vă cunoașteți acest soare, începeți să radiați, nu mai radiați imaginea unui lac înghețat, a unui uh, sloi de gheață, începeți să radiați că, căldură și să impuneți și să conduceți lucrurile într-un fel care vă, vă convind dumneavoastră. Răsuciți roata norocului după cum vreți voi, nu după cum vor alții. Aceasta este ceea ce simt. Poate pentru unii dintre voi, această regină de bâte este căsătorită în cazul în care vor o relație de amor, da, poate la locul de muncă, poate nu e la locul de muncă, da, rege, regină. Interesant este că voi doi faceți echipă bună, rege și regină, da, dar nu vă convine, nu vă convine să Să fiți cu cineva care e căsătorit. E posibil ca regina de băte să fie căsătorită. Și atunci, da, să spuneți, domnule, eu nu am nevoie de așa ceva, eu știu să strălucesc singură sau singur, am victorile mele, am nevoie de libertate, eu pot să conduc. Să-mi conduc viața și să-mi schimb norocul după cum vreau. La capătul acestor cărți aveți șapte de monede pe care le-am văzut și în meditație, deci îmi confirmă că cineva poate semn de pământ, fecioară, taur sau capricorn, trebuie să aștepte, trebuie să aștepte. Cineva trebuie să aștepte pentru că celălalt să se ridică, ridice după o perioadă de suferințe. Iar apare hermitul, cred că de trei ori apare hermitul, zodia fecioare trebuie să aștepte un semn de pământ în relație cu dumneavoastră. Voi sunteți aceștia, 10 de spade și regina de spate, lacul înghețat pentru că ați fost rădați. Și atunci nu puteți să aveți încredere în oricine. Poate și voi vă izolați într-un fel să vă căutați lumina, să căutați răspunsul și veți găsi. V vă veți găsi adevărul. Vă veți găsi soarele, da. Interesant, uite, interesant, nu știu câta carte. Roata norocului se schimbă, se schimbă lucrurile. Deci, vă veți găsi unde era soarele, unde era soarele, era pe aici. În fine, acum nu dau de el. Deci, vă veți găsi. E aici, da? Ok. Adevărul, victorile și veți putea primi. Veți putea primi dragostea pe care cineva așteaptă să vă, să vă ofere. Dar trebuie să învățați să fiți deschiși, pentru că în acest moment nu sunteți foarte deschiși. După cum vedeți, aveți nouă, dar trebuie să vă schimbați. Ia uite, interesant cum la capătul acestor cărți, aici în continuare ar fi The Wheel of în Roata Norocului. La... Aici, în setul acesta de cărți, avem justiția, 8 de monede. Cineva la locul de muncă are de discuta niște probleme legale, regina de spade, justiția, probleme legale. După o perioadă în care v-ați făcut griji, poate ați pierdut o ocazie, iau reginele oh, scuzați -mă, regele de, de cupe, semnul scorpionului, al racului sau al peștilor. Iar voi, da, să nu uităm, iau-te, iar fecioară, iar fecioară, iar fecioară, iar voi, nouă de bâte, nouă de bâte, da, voi sunteți cei care puneți niște bariere, niște ziduri, nu primiți ofertele pe care le-ați le primit, da? Avem regina de, de spade, nu primiți ofertele, vă faceți griji pentru niște lucruri mai mult închipuite și poate, poate vă izolați într-un fel muncind vă concentrați pe, pe munca voastră care vă poate echilibra. Justiția poate fi și probleme în tribunal, poate să fie și probleme în justiție, dar să vă și echilibrați, da, că avem balanță, prin muncă. Repet, puneți blo blocați pe cineva, hermitul acesta îl țineți la distanță sau sunteți voi. Rămâne de, de discutat. Dar am senzația că Hermitul acesta ar fi vrut să vă ofere o dragoste. Și totuși, puneți, puneți ziduri. Voi știți mai bine de ce. Rămâne de văzut cum rezonează cu viața voastră reală. Acum, pe scurt, ce am văzut, afară de acest lac înghețat, la nivelul inimii, am văzut șapte de, de monede de câteva ori, după cum ați văzut și voi. Da? Și am mai apărut și când am amestecat cărțile. Of, am văzut pe cineva care îmbătrânește într-o așteptare. Poate cineva așteaptă atât de mult de la voi ceva și simte că îmbătrânește, dar este interesant, este că este o îmbătrânire care transformă. Uh, probabil că și persoana care așteaptă răspunsuri de la voi se va transforma, că tot am avut aici des, se va transforma într-o variantă mult mai interesantă, mai înțeleaptă. Uh, și capabilă să, să, lucreze cu energiile. Am auzit, eliberează-mă. Ce ar putea să însemne? Rămâneți voi, rămâne să, să povestiți voi. Ce mai văzut? Am mai văzut. O ființă care încearcă să-și scoate aripile din lanțuri. Poate sunteți voi da, care trebuie să vă descoperiți că tot ați avut hermitul. Hermitul poate să fie zodia fecioare sau puteți să fiți voi într-o perioadă de singurătate în care vă transformați, da? Și vă conectați la spiritualitate, vă, vă, descoperiți partea divină și trebuie să vă eliberați din aceste chinci, șabloane, din acel lac înghețat. Și iar am auzit, there is one kiss, the touch of the spirit on the body. Niște versuri din Rumi care mi este foarte drag. Am auzit uh, 2011. Dacă ați avut un eveniment legat de acest 2011, rămâne de discutat. Am văzut multe cărți în timp ce am amestecat aceste, toate aceste cărți. Am văzut la un moment dat, iar Cavalerul de Spade, cineva vrea să vină în viața voastră, poate să vă șocheze un pic, să schimbe ceva. Cavalerul de Spade vine cu schimbări și totuși. Da, am senzația că vine de la un drum, de la o depărtare, de, la, de peste o apă. Ar vrea să vină să comunice. Era cavalerul de spade, trei de băte și regele de cupe. Voi, da? Semnul de apă. Ar vrea să comunice cu voi de la distanță. Cine știe ce? Am văzut marea preoteasă și puterea. Și interesant cum se confirmă, da, conectați-vă la intuiția voastră, la sinele vostru superior și, și descoperiți-vă partea divină, calitățile divine și puterea, ce înseamnă? Puterea reprezintă cineva născut în zodia fecioară sau a leului, e leul cu fecioara în, în împreună, e un cuplu de forță în care amândoi se ajută, se temperează, se susțin unul pe altul. Poate trebuie să aveți parte de o colaborare mai interesantă care vă va ajuta să vă descoperiți niște aspecte interesante. Poate chiar acest soare, eu știu, rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Sunt multe, au apărut multe cărți în timp ce am amestecat tot ce ați văzut aici. Cam asta ar fi citirea pentru martie 2019, soare, lună, venus, ascendent în scorpion. Vă mulțumesc pentru răbdare, vin și celelalte zodii. Asta e, unii comentează, alții înțeleg situația, rămâne să ne revedem la următoarele etalări. Numai bine, dragoste, pace, dezvoltare spirituală și da, vă iubesc, la revedere!